Bună ziua, dragi prieteni! O altă săptămână s-a încheiat, e weekend, iar noi suntem, iată, din nou împreună să petrecem o oră tonică, sper, să ne relaxăm aici, la emisiunea dedicată vouă, Lumea Copilăriei. Suntem la Ana Events, în acest loc elegant și rafinat, frumos, cu oameni frumoși, bine instruiți, care știu cum să te facă să te simți extraordinar. Aici poți petrece momente minunate, toate serviciile fiind la superlativ. Mulțumim și noi tare mult pentru găzduire. Nu sunt singură, după cum cred că ați putut deja observa, sunt alături de mine patru fete și cea de-a cincea invitată a uneia dintre ele, patru fete frumoase, cinci fete frumoase, talentate, vesele, pe care le-am mai avut în emisiunea noastră. Astăzi sunt din nou alături de mine pentru a ne vorbi mai mult despre ele, despre muzică și concursuri, de la care ne-au promis că se vor întoarce cu premii și asta au și făcut. Iată-le deci aici pentru voi, am să mă apropii de ele când am să vi le prezint, pe Jessica, Luana, Ariana și cele două invitate, după cum spuneam, ale Jessicăi, sora ei Alexandra și Vanessa, și verișoara Vanessa. Bun venit, dragele mele, bine v-am găsit. Am să încep să discut cu cea mai mică dintre cele mari, ca să zic așa, pentru că este una mai mică dintre cele mari, este vorba despre Ariana Rodocan. Astăzi vom vorbi, ea este Ariana, sigur o știți, astăzi vom vorbi despre ceea ce fac ele foarte bine, cântă. Toate trei cântă foarte bine, Jessica, Luana și Ariana, și au început să cânte, bineînțeles, ca orice copil, într-un anumit fel, și eu am această curiozitate. De unde pasiunea ta pentru muzică, Ariana? Păi, prima dată am cântat prin casă, iar mama a decis că trebuie să mă înscriu la Palatul Copiilor la muzică. Cred că ai năucit-o așa cu cântatul tău. Da. Toată ziua cântai? Da, toată ziua. Și te-ai dus la Palat, ce vârstă aveai? 5 ani. Erai micuță și acum câți ai? 9. Au trecut niște ani în care ai cântat și ai evoluat foarte mult. Uite că chiar nu știu cum e. Ai vreo înregistrare de la 5 ani? Am una pe un cântec de un colind de Oana Sârbu, de Vine Moș Crăciun. Uh-huh. Păi când o să avem emisiunea pentru Crăciun, cred că o să-mi aduc aminte și o să încercăm să vedem înregistrarea aceasta a ta și o să facem o paralelă. Ariana la 5 ani, Ariana la 10 ani deja atunci. Da. Poți spune că te joci mai puțin ca să cânti? Păi, muzica este o joacă în general, dar este și puțin de seriozitate, puțină seriozitate. Cred că tu te joci cântând și asta este senzația pe care ți-o dă ție profesorul pe care îl salutăm și de această dată. Este unul singur sau sunt doi? Sunt doi. Deci este vorba de domnul profesor Laurențiu Pănoiu și de domnul profesor Doru Ciobanu. Ei se ocupă de tine, așa e? Da. Da, ei îți dau senzația că tu te joci, dar tu faci un lucru cât se poate de serios, pentru că ești, deși ești foarte mică, la un nivel destul de ridicat. Ținând cont de vârsta pe care o ai, cânti foarte, foarte bine. Mulțumesc frumos! Deci, să înțeleg că nu îți răpește muzica și pregătirea pentru concursuri din timpul tău de joacă. Nu, deloc. Te joci? Mă joc și cânt. Alte preocupări pe care le are un copil, care ar fi în cazul tău? Păi, mă joc, mai merg și la alte activități și școala. Alte activități? Mai merg la teatru. Îți place actoria? Da. Ai ceva așa în felul de a vorbi, în felul de a cocheta cu camera, te-am urmărit atunci când cânti. Ai ceva actoricesc în tine? Mulțumesc. Deci ești lucrată? Da, sunt lucrată. Tot. Deci ai un profesor care ți-a cizelat oarecum așa felul de a fi pe scenă? Da, și este o profesoară. Hai să-i spunem numele și dumneai. Cocioabă Camelia. Doamna profesor Camelia Cocioabă,
o să o cunosc și eu, sincer, spun că nu o cunosc, dar ținând cont de ce lucruri frumoase face cu astfel de copii ca tine, cred că este o persoană deosebită. Deci muzica nu este o piedică în calea preocupărilor tale? Deloc. Deloc. Tu ai înțeles că singura cale spre succes este talentul, dar și munca, exercițiul, perseverența și uneori, chiar dacă nu vrei tu să recunoști, și renunțarea la distracție. Ești mică, dar deja știi ce înseamnă să câștigi, e adevărat? Da, dar știu ce înseamnă și să pierzi. Trebuie să știi ce înseamnă și să câștigi și să pierzi. În momentul în care ai pierdut, te-ai descurajat? M-am descurajat, într-adevăr, dar m-am încurajat înapoi și am urcat încet, încet pe trepte și am ajuns. Deci să înțeleg că te-ai ambiționat, ai înțeles unde ai greșit și ai mers încă o treaptă și încă o treaptă și ai ajuns să participi la concursuri. Spune-mi, te rog, dacă ți-amintești care este primul concurs la care ai participat. Nu mi-amintesc primul, dar printre primele a fost în 2013, la vremea colindelor, unde m-am întors acasă cu premiul întâi. Dacă observă prietenii telespectatori aici pe masă, fetele au adus și o parte dintre diplomele pe care le-au câștigat și medalii și trofee. Este și diploma ta aici? Da, este. Deci o ții așa aproape de suflet și ne-a adus-o și nouă să o vedem. Și despre ultimul concurs, ce ne spui? Am fost la Brăila și am obținut mențiune 2. Mențiune la categoria ta de vârstă? Da. Deci asta înseamnă mențiune 2. De fapt, sunt categorii de vârstă. Prima, a doua și a treia. Tu ești la a doua categorie de vârstă, adică? 7-9. 7-9 ani. Deci copii cu vârste între 7 și 9 ani. E ceva special ce păstrezi în suflet după participarea la acest concurs? În primul rând, drumul și că în Brăila s-au legat prietenii foarte strânse. Ai prieteni? Ți-ai făcut prieteni acolo? Da, foarte mulți. Ai avut prieteni care ți-au devenit, să zic așa, prieteni după ce ai câștigat trofeul sau cei care ți-au fost prieteni, ți-au fost și înainte de a câștiga trofeul și după ce ai devenit vedetă? Și înainte și după. Deci nu s-au schimbat. Nu s-au schimbat. Da. Ai spus că ești o curajoasă, pentru că atunci când ai pierdut, ți-ai găsit forța și ai renăscut, te-ai motivat și ai mers mai departe. Ai spus că ai și alte pasiuni, că îți place teatrul. Un personaj preferat ai? Împărăteasa cea rea din Albă ca zăpada. Doamne, iartă, mă auzi, un personaj negativ, fetelor îi place, dar de ce oare îți place? Pentru că ea, am văzut că foarte multe fete vor prințese, numai prințese. Eu sunt altfel. Îți place împărăteasa asta de ce? Pentru că este altfel decât toți ceilalți? Nu. Îmi place pentru că rolul interpretat de ea este mai în forță. Ai interpretat cândva rolul acesta? Da. Păi atunci se explică de ce îți place. Bun, uite, hai să încheiem cu vorbăria cu Ariana în acest moment și să o invităm să cânte. Ce ziceți? Da. Ce ai să ne cânti? Trăiesc, după aceea Îngerul meu și Focul. Păi ia să vedem cum trăiești, cine este îngerul tău și cum cânti tu cu mult foc.
sufletul cu jar. L-am stins, am dăruit în cântece. Atâta anotim și n-am cerut în schimb ceva.
O, draga mea, a fost foarte bine și atmosfera a fost aici destul de încinsă, aș putea spune, nu doar caldă, pentru că s-a dansat, pot spune că ai avut și dansatoare, să știi. Adevărate dansatoare fetele astea, te-au susținut exact așa cum trebuie. E adevărat că v-ați simțit bine. Da. Bun. Cred că trebuie să le și plătesc. Da, e o variantă, ne putem gândi în viitor, da, să le și plătești. Am să trec, dragii mei, la următoarea invitată. Este aici, în partea cealaltă a mea, deși are doar 10 ani, zic bine. Luana Popescu a înțeles că într-o competiție nu intri ca să-l devalorizezi pe celălalt, ci intri ca să-ți dovedești ție cât ești de bun și să încerci să fii cel mai bun. Muzica este spirit, este solul în care spiritul trăiește, gândește și creează. Este modalitatea prin care sunetul se transformă într-un superlativ. De fapt, cred că asta este specific tuturor celor trei invitate ale mele, pentru care sunetul nu este doar așa o chestie oarecare. Este cel mai important lucru, pentru că sunetul pe care le scot ele, sunetele pe care le scot ele, sunt unele extraordinare. Și am să mă apropii cu microfonul de tine, Luana, și am să te întreb de ce nu modelezi lut sau de ce, eu știu, nu joci șah. De ce muzică? Îmi place muzica. Prin muzică îmi pot exprima sentimentele. Prin muzică te exprimi tu cel mai bine? Da. Ador muzica și cred că este bine să ai o pasiune ca și ea. Ca și muzica? Da. Abordezi vreun gen anume? Cel mai mult mi se potrivește muzica ușoară, numai că eu cânt și etno și mai multe feluri de muzică. Și folk, am înțeles că... Fredonez, dar o să învăț și o melodie. Ai încercat vreodată muzica populară? Nu. Nu te reprezintă? Nu. Dar îți place muzica populară? Da. Suntem români și tuturor trebuie să ne placă și acest gen de muzică. Spune-mi despre rezultatele tale deosebite pe care le-ai obținut cu această mare pasiune, muzica. La gala cântecelor de iarnă am obținut trofeul pe categorie de vârstă. La Arad... În anul 2013, la Craiova, ai obținut acest trofeu? La Arad am obținut locul 2, la Ghiocelul de Argint. Am să te ajut eu și am să, pentru că mi-am notat așa câteva dintre reușitele tale, concursul județean de muzică ușoară și folk 2014 Târgu Jiu, locul 1, la Râmnicu Vâlcea, tot locul 1 în 2014 la festivalul Un Talent Născut, Coloana Infinitului 2014 Târgu Jiu, tot locul 1, la București, în același an, locul 1 la festivalul Glasul Copiilor. Și aș mai aminti festivalul Vreau să cânt de la Craiova, unde ai obținut tot în 2014 locul al treilea. 2015-2016 niciun premiu, am auzit eu așa, știi, cum se spune, cum vă spunem noi cei mari, vouă copilor, mi-aș pus mie o păsărică așa că ai câștigat și anul acesta un premiu, că de-aia te și afli aici. Da, am câștigat premii, dar nu am mai participat la concursuri, deoarece nu am mai avut timp acum cu școala și... Ești elevă în clasa a patra și, bine, uite, ai făcut o trecerea către un alt subiect pe care vreau să-l discut cu tine, școala. Am zis că ești și o elevă foarte bună. Spune-mi despre rezultatele de la școală. Am participat la Olimpiade la matematică, la română și m-am întors acolo cu premii. Ai diplome și de la română și de la matematică, nu doar de la muzică. Da. Alte pasiuni? Îmi place să pictez, îmi place să fiu actriță și... Ai încercat vreun rol? Nu, n-am încercat până acum. Ariana spunea că o adoră pe Creața Zăpezii. Regina Cea... am reținut, scuzați, pe Regina Cea din Albă ca Zăpada, da. Tu? Este foarte frumoasă, numai că... Nu-mi place pentru că era rea la inimă, nici eu nu sunt cu prințesele, dar îmi plac personajele pozitive.
Deci, uite, poate o să aveți un subiect de discuție așa odată când o să cântați pe una dintre scene, când așteptați în culise, poate ajungeți cumva la un numitor comun, la un personaj care să vă placă amândurora. Am să te invit și pe tine să ne cânti. Spune-ne ce ai să cânti astăzi. O finimioară, te iubeam și una să pun a December. Bun, păi hai să te ascultăm. Mă ții de veche
foarte frumos, Luana. Și pot spune că piesa asta, da, chiar dacă nu se adresează vârstei voastre, da, m-a tulburat pe mine foarte tare. Oricum o cânti foarte frumos și la un moment dat și tu și ele o să ajungeți să iubiți și să vă doresc. Eu vă doresc din suflet să aveți povești de iubire frumoase la vârsta la care va fi cazul să iubiți. Vrei să ne mai spui ceva? Că îmi place foarte mult să fiu aici. Îți promit că ai să mai fii și mie îmi place foarte mult să te avem cu noi. Mergem ușor, ușor către o altă invitată a noastră. Este chiar lângă mine și ea acum, am făcut așa o mică rocadă. Jessica, bun, să te mai salut încă o dată, Jessica. Deși bine v-am regăsit. Da, deși ești aici de la începutul emisiunii. Despre Jessica am să vă spun că este tot pasionată de muzică. Este elevă în clasa 5-a și a confirmat că are talent, nu doar o singură dată, a obținut diferite premii. Ultimul concurs la care a fost s-a dovedit, a fost aleasă, de fapt, ca fiind cea mai bună dintre toți copiii de vârsta ei și a reușit să câștige trofeul acestui festival. Fapt care m-a determinat, de fapt, de aici a și pornit ideea emisiunii de astăzi, de la reușita ta, Jessica. Lucrul acesta m-a determinat să te invit, să te felicit, așa cum le felicit și pe celelalte fete, și să o rog să ne povestească despre această experiență. Dar o să începem cu începutul, da? Cum ai descoperit tu muzica? Muzica am descoperit-o tot la vârsta de 5 ani. Pe lângă muzică eu mai am și alte pasiuni, pictatul, cititul și la Palatul Copiilor. M-am dus la ora de pictură și după ce am terminat acea oră, am trecut cu mama pe lângă studioul de muzică, unde am auzit o fetiță ce cânta foarte frumos și am zis, mami, vreau și eu acolo, adică măcar să văd, să încerc și eu odată să vorbesc la un microfon, și am încercat. Domnul meu profesor, Laurențiu Pănoiu, pe care îl salut. Toate îl salutăm. Da. Mi-a dat mai multe piese. Din ele să-mi aleg o piesă. Prima piesă a fost O broscuță dacă aș fi și și-a dat seama că am eu ceva acolo. Deci sufletul tău a vibrat. Te dusese și acolo pentru pictură și ai convins-o pe mama ta, care este învățătoare și este, iată, o șansă să ai mama învățătoare. O salut și eu pe colega mea, pe Petronela Lăzărescu, mama Jessica-i. Te-a susținut și a zis, hai mamă, să vedem dacă poți să cânti. Și de acolo a ieșit așa o poveste frumoasă de iubire între tine și muzică. Da. Ușor, ușor, pas cu pas, am reușit să ajung să câștig diplome și trofee. Și sunt și diplomele tale aici pe masă. Sunt mai o parte dintre diplomele fetelor care sunt astăzi invitate și trofele. Și mi-ai povestit la un moment dat ceva despre o întâmplare de la bunica și mi s-a părut tare amuzantă. Dacă vrei să o spui și acum? Cum să numesc această întâmplare? Primul meu spectacol a fost în satul Alimpești, la bunicii mei. Spectacolul se numește Fiii Satului, unde toți copiii din sat se adună și fac actorie, dansează. Fiecare cu talentul lui. Da, numai că sunt numai din folclorul românesc. Toată și lumea tu? Și tu ce ai cântat? Eu, fiind în domeniul ăsta de muzică ușoară, am cântat o piesă numită Pisilă. A fost foarte haios, deoarece m-am acompaniat un țambal pe o piesă de muzică ușoară. A sunat foarte bine, am dansat, am interpretat. Ai avut succes. Am avut succes. Și așa mi-am făcut curaj datorită acestui spectacol și nu numai să cânti. Să cânt. Asta s-a întâmplat înainte de a merge la palat sau după? Înainte. Erai mică? Eram.
Da. Cum îți alegi tu piesele și dacă le alegi tu? Eu îmi aleg, păi, cum să vă spun? Ai spus la un moment dat că domnul profesor ți-a dat mai multe piese, da, din care... acele piese erau de la Mamaia Copiilor, erau mult mai mici și cu timpul m-am maturizat. Gusturile mele au fost altele, adică am vrut ceva mai nou și mai... mai... mai wow, cum spuneți voi. Da. Ce crezi tu că este mai important pentru a reuși într-o competiție? Premiul cel mare despre care spuneam că l-ai obținut în ultimul timp este trofeul de la festivalul de la Craiova. Artefest. Premiul acesta mi-a dat foarte mult curaj și pentru viitor, fiind primul meu trofeu, deoarece... când de mică, dar de-abia acum 2 ani am început să mă lansez, să zic așa, pentru că până atunci n-am avut curaj, eram foarte timidă și încă sunt. Și astfel... Deci acest trofeu pe care l-ai obținut la Craiova ți-a dat mult mai multă încredere în tine. Am să le spun prietenilor telespectatori că Jessica n-a venit singură la emisiune. A venit cu verișoara ei, Vanessa, pe care am să o rog pe Ariana să-mi dea voie să o salut. Vanessa, tu câți ani ai? 7 ani. Și deci ești elevă în clasa 1? Da. Am ghicit. Tu cânti? Nu. Da, poeziști? Da. Astăzi am luat-o pe nepregătite și pentru că și emoțiile sunt mari, i-am promis că nu o pun să spună nicio poezie, dar nici n-am vrut să o las să stea undeva în spatele camerei. Am luat-o aici alături de noi pe canapea și sper că te simți bine. Da. Da, la început erai trist, acum ai început să zâmbești, ai început chiar să și dansezi împreună cu Ariana și tot cu Jessica a venit cea mai mică reprezentantă a familiei Lăzărescu. Este vorba de Alexandra, pentru că, de fapt, tu cred că ai vrut să demonstrezi că faci și altceva decât când. Și atunci ai adus-o pe cea mai bună prietena ta. Cine poate să fie prietena cea mai bună decât sora? Da. Bună, Alexandra, tu ce faci? Că fac o poezie cu Jessie. Faci o poezie. Nu, eu te întrebam ce faci, cum te simți. Bine. Bine, păi atunci hai să ne spui poezia, da? Era deja făcută de Otilia Cazimir, cred că ți le țin eu bine, da? Și tu doar ai să o interpretezi, bine? Uite, hai să facem în felul următor. Eu am să te însoțesc așa, am să merg cu tine acolo în față. Hai să mergem amândouă așa ca două bune prietene, da? Aici în față așa. Să ne spui poezia, bine? Țin eu microfonul ca tu să fii o adevărată actriță. De pe o bună dimineață, cu tulpina de cârcel, a sărit un gândacel. Cu mustățile de ață, alți gândaci mărunți și roșii, care își poartă fiecare ochelarii pe spinare, dor la soare somnoroșii, dar prin fir de păpădie ce se înalță drept din iarbă, suie în cărăbuș cu barbă, în hainuțe aurie, suie mândru și grăbit, să vestească lumea mare, prea cinstită adunare. Primăvara a sosit. A sosit, așa-i. A sosit. Și iată și pe Jessica, a sosit și ea. Cu venirea primăverii a sosit și îngreiere. Pentru că a început îngreiere, casa s-o cutreiere, șuieră și fluieră, să mai dormi nu te mai lasă. Dar parcă ar fi la el acasă. Ducă-se în alta aia, că mi-a luat-o el odaia. Cum ar fi, cum a început, îmi iau traista și mă mut. E, ai văzut nerușinare? Sâmbătă la miaza mare, fără niciun înștiințare, a venit, s-a instalat și s-a și pus pe cântat. Eu, ca omul așezat, nu pun mâna pe pian, decât rar din an în an, pe oboi sau clavecin, să nu supăr pe vecin. Dar și atunci, cu măsură și cu degetul la gură, când vreo polcă sau vreo horă, e, da, până anumită oră,
Nepoftitului din casă, prea puțin de noi îi pasă. Îl tot caut în zadar și nu dau de lăutar. Dintr-un drân cu limbă frântă, el s-a pus pe chef și cântă. Undeva, într-un ier, la umbrelă, la cuier, îl aud de peste tot. Și din porii, și din pod, și nu mă pricep cum face, că la ușa atunci când tace. De 5 ori am ațipit și de 5 ori m-a trezit oaspete la furisit. Dar el, molcom și huihai, dă din cobză ori din nai, ori că zgârie o scripcă, ori că râcă e o șipcă. Câteodată pare parcă pe sticlete că-l încearcă, ori că îngână de departe pila-n șop de sticle sparte, care multe și destule și unelte, dar și scule. Și atunci am luat în gură apă și cu o stropitură l-am scos dintr-o crăpătură. Nimerise super dea într-un colț de dușumea, îl văzui se scutura și nu mai putea cânta. Udă, luarcă, răbușită, vâcea-i moale e scârcită și caricatura bearcă uita să mai și meargă. Mi se face însă milă de făptura lui umilă, suferințele mă dor, eram gata să-l omor. Doamne, să-l omor, că de ce cântă? Gândul ăsta mă spăimântă. Știe oare cine viața lui de unde vine? Orice poate, ori și unde, e să cânte piersuri ciunte. Și cât ui de mititel, numai gura e de el. Ca o trâmbiță și nu zici care în gușă 10 muzici. Știi atâta, vai săracul, a cântat ca plit palacul. Și are dreptul ticălos să nu cânte nici frumos. Graiul lui e de-așa fel, te înțeleg al lui și el. I-am luat trupul de un dram și i-am dat drumul pe geam. Și auzindu-l iar de jos, i-am urat: hei, mers sănătos! Foarte frumos! O să ne așezăm din nou pe canapea să terminăm mica noastră discuție și apoi pe tine, Jessica, am să te invit să mai cânti. Ne-ai făcut o surpriză cu această poezie. Înțeleg că este un exemplu pentru tine, Jessica, așa, Alexandra? Da. Da. Inițial era invitată doar Jessica și am fost întrebată dacă n-ar putea și Alexandra să spună o poezie și bineînțeles că am zis da, cum să nu. Și acum chiar mi-ar fi părut rău să nu te am aici cu noi, Alexandra. Ești extraordinară. Jessica, tu te ocupi de ea sau ea singură ți-a exemplu așa? Amândouă ne fructificăm timpul și ne-l ocupăm cu... cu lucruri frumoase. Cu lucruri am să completez eu. Da. Ce alte preocupări mai ai? Îmi place să desenez în creion, să pictez, îmi place să citesc foarte mult, îmi place să scriu compuneri, povești, dar să dansez, să... îmi place să fac totul. Am văzut-o și pe Luana că dădea din cap așa, aprobator, da, pentru că și tu pictezi și tu citești. Da. Fac și eu de toate. Da. Sunteți niște copii minunați. Ai prieteni? Alții decât Alexandra? Foarte mulți. Printre care ea este... cel mai important. Cel mai important. Și Ariana, așa-i? Și Luana și Vanessa și colegii mei pe care îi salut. Și...
Și pe mama ai uitat-o. Mama. Da, și mama ți este foarte bună prietenă. Și pe tata. Și pe tata și... Și pe bunica și cealaltă bunică și pe să tata. Să nu facem discriminări. Da. Și chiar mă supăr dacă nu spui că și eu sunt prietena ta. Ba da, cum să nu? Bun. Revenind la talentul tău, am să te rog să cânti și hotărăște ce ai să cânti astăzi. Astăzi o să cânt o piesă în limba albaneză. Cea cu care de fapt ai și câștigat premiul, trofeul la Craiova. O să cânt Tu n-ai avut curaj și Something's gonna hold on me. Păi, hai să vedem că tu ai curaj. Te invităm acolo să cânti. Și ei
It may have been where
Atmosfera s-a încins iarăși frumos. Ne-ai făcut să ne simțim bine pe toate, m-am ridicat chiar și eu și am dansat cu toate durerile mele de la genunchi, care sper să treacă o dată. Pentru voi, dragi telespectatori, m-am de spus doar că cele trei fetițe invitate astăzi, Jessica, Luana, Ariana, și le salutăm și pe cele două, pe Alexandra și pe Vanessa. Ele demonstrează că dacă îți place ceea ce faci, nu este deloc greu. Aș putea spune că cele trei fetițe sunt pe frecvența sufletului meu, sunt sigură că și pe frecvența sufletului multor oameni mari, dar și pentru cei mici, cum sunteți voi, este un exemplu ceea ce fac ele. Și ceea ce iarăși trebuie să înțelegeți este că nu trebuie să renunți niciodată la visul tău. Și ele sunt mici, dar știu deja cum este să faci lucruri mari. Au învățat să se autodepășească, înțelegând că și competiția cu celălalt începe cu competiția cu tine. De la competiția cu tine. În momentul în care tu îți propui să faci progrese, cu fiecare zi ce trece, e firesc să devii din ce în ce mai bun și în raport cu ceilalți. Viața este o competiție pe care aceste fete au învățat să o facă frumoasă. Grea, e grea competiția, dar e frumoasă. Suntem, dragii mei, la Ana Events, unde astăzi ne-am simțit tare bine în acest loc elegant și rafinat. Putem petrece, iată, momente minunate și noi, copiii, și noi, oamenii mari. Le mulțumim tare mult pentru găzduire, mulțumesc de asemenea Salon Tasi și Etichet Spa. Și pentru voi, un ultim mesaj, sper că v-ați simțit bine, că am fost o companie plăcută și vă spunem că vă așteptăm săptămâna viitoare la o altă întâlnire cu lumea copilăriei. Într-o altă componență probabil, dar cu același mult drag vă așteptăm să fiți alături de noi. Pe curând!